supunem aprobării procesul verbal al ședintei din 13 iulie. Cine este pentru? O să dau eu citire ordinii de zi, tot cum puțin pe doamna. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Helegiu, inițiat cu primarul Comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și păzirea localității care se desfășura în anul 2017 la nivelul Comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventariei elementelor de activ și pasiv și casarea unor drumuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, precum și încadrarea nominală a serviciului voluntar pentru situații de urgență. Și mai este un punct pe ordinea de zi, raportul primarului privind modul de aduce consiliul local din anul 2016. Cine este pe proiectele? Primul, trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Helegiu. Inițiator privat Comunei Helegiu, domnul Ionel Cristian. Cine este pentru? Actul normativ care reglementează aprobarea statutului Comunei este ordonanța 53/2000. Fiecare comună este obligată prin hotărârea Consiliului Local să își aprobe statutul în care sunt cuprinse date și elemente specifice ale comunei. Am uitat să-mi aduc partidele politice care fac parte, patrimoniul, cooperarea și asocierea, modalitatea de atribuire și schimbare a denumirilor de obiective de interes public. Obiectivele de interes public din cadrul comunei. Dacă aș citi proiectul. Da? Sunt discuții pe baza acestui proiect? Toată lumea. Ce este pentru? Împotriva ține? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura în anul 2017 la nivelul Comunei Helegiu. În conformitate cu ordonanța Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre de Consiliu planul privind întreținerea și curățirea localității care se va desfășura anual la nivelul comunelor. Acestea cuprind în mare întreținerea căilor ferate, decolmatarea și curățarea cursurilor de apă a podurilor și podețelor, rivolelor și șanțelor în vederea prevenirii producerilor de inundații, salubritate și sănătate publică, protecția mediului înconjurător și cam atât. Sunt discuții pe baza acestui proiect? Succes la tripe. Deci cine este pentru? Proiect numărul 3? Proiect? Împotriva abține? Da, tot pe aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ și pasiv și casarea unor bunuri. În perioada ianuarie-februarie s-a desfășurat acțiunea de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv. În urma inventarierii, Comisia Centrală a întocmit un proces verbal de centralizare a tuturor datelor în care sunt cuprinse valorile de inventar ale bunurilor supuse în inventarierii și precum și propunerile de casare. Legea contabilității stabilește, are o reglementare care prevede că rezultatul inventarierii este supus aprobării Consiliului Local. Dumneavoastră ați văzut în ședința de ieri anexele la privind rezultatul inventarierii când ați lucrat pe comisii. Da, da, da. Sunt
discuții, am văzut că proiectele sunt avizate favorabil. Sunt discuții? Cine este pentru? Vreau să nu am fost clară din proiect, în ideea că am văzut graj 1, 2, 3, 4, 5. Care sunt? La Pretila sau la Helegiu? Helegiu, la Pretila nu mai sunt. Acolo nu specifică. Păi, dar asta nu mai avem la Helegiu. La Pretila nu mai sunt grajuri. Au fost... Acolo am văzut cum mai figurează primăria, primărie vechi. Și este acela, da, este acolo, dar la Pretila... Și se dă și o valoare, de exemplu, ce este la Ciortea sus, de vreo două... deci vreo 200 de mii, deci vreo 2 miliarde și ceva, pe drum, ulița Ciortea. Cum? Haideți că nu știu, domnul contabil o să vă... Ce s-a întâmplat? Domnul contabil... Mă gândesc dacă pe investiții să investiți vreo 2 miliarde și... Da. Nu, dar așa e. Noi am avut în 2014 o firmă care a făcut reevaluarea domeniului public și privat. Domnii consilieri au niște întrebări să vă spună. Deci, ca exemplu, de exemplu, pe uliță, dar ulița Ciortea sus are o valoare de vreo 2 miliarde și parte. Da. Cum s-a evaluat? În urma investițiilor sau? Nu, există un raport de evaluare. Făcut în ultimii 2014. Și când la uliță, m-am gândit că așa ar fi raportat la ulița Șescu, de exemplu, da? Nu, ulița Șescu, de fiind investiții nou, acolo este introdus în conform investiției. Da, e o valoare mai mare. Da. Da, nu. Exemplu, alea care sunt vechi. Toate au valori, dar da. Nu știu dacă... Alea care sunt vechi sunt conform raportului de evaluare. Iar evaluare, asta vreau să întreb, evaluarea s-a făcut în funcție de ce? De investiții? Nu, dacă ele au fost investiția veche, în funcție de evaluatorul stabilit, în funcție de, criterii. Dar acolo nu sunt investiții, la drumul din Ciortea nu sunt investiții, că nu știu. Dar așa scrie în proiect, deci dați să o verificați, vedeți că așa e. Deci, când am văzut valoarea așa mare acolo pe Ciortea, chiar au sărit, zic, bă, dar când s-au investit, cum s-au investit? Da, vezi că unde așa cum și faceți, să vedeți că e la jumătate cât ulița Șesului și de... Deci ca și valoare, trecut în tabelă. Dar la Ciortea, dar nu a fost nicio investiție. Nu știu, dar nu ați vrea să o mă dădea. Sau cine a făcut tabelă? Nu. Nu. Dar că întreb, nu reproșez. Ele sunt preluate exact ca raportul de evaluare și au fost preluate din contabilitate. Să fie fost de rău. Da. Adică, știți cum? Nu. Îți dăm valoare la un bolovan de... Așa au fost stabilit, de evaluator. Asta e soarta. Doar investițiile curente, care au fost în 2015-2016. Dar v-ați înțeles ce am zis, da, nu? Dar cum s-a ajuns la valoarea aia, atunci când nu s-a făcut investiții? Adică valoarea e aproape jumătate cât celălalt la ulița Șesului din Tele. Ulița Șesului, da, pe urmă, că... Păi când o să fie gata asfaltul, o să ajungă. Da, probabil, da, și depășește. Bine, alea va crește... Valoarea, nimeni știe ce se întâmplă dacă... Valoarea investiției. Dar cum s-a stabilit așa? Am mai închis cu totul și valoarea sunt la zero. Nu scădea la toată la iară, nu știu ce se ia. Așa, zice evaluatorul? Eu de expert. Nu e nefie specialist? Da, de sus. 298, 598. Ați auzit? 298, 598. Da. Și nu, eu doar atât am zis. Cum s-a... Da, prin vorbim. Nu? N-ai acolo investit. Adică, de exemplu, ai ulița, nu știu, care... Pe acolo care e, nu știu, 2000 de lei. Da, e adevărat, nu prea are valoare. Dar aia să aibă de așa... Așa o sumă mare? Da, ele s-au fost stabilite. Adică dacă ai făcut de evaluator, nu e stabilită de noi sau de... Mai sunt discuții? Cine este pentru? Împotriva, cine pentru? Împotriva, cine este pentru? Care era lista cu bunurile ce urmează? A fi casate. A fi casate. Da, scrie, nu știu. Nu ați primit-o? Ba da. Este, a fost. Dacă ai verificat dumneavoastră și cum vreți, nu mai aduce. Ba da, ba da. Ce-i întocmii și... Asta e. Citiți-le. Da, nu. E un covoiută față de masă, galerii metalice, perdele nilon și scaune cu spătară.
Toate sunt din 1970, 1968, 1970. Deci au fost la vizionare. Deci au trecut 30 de ani lucru cu obiectii de epocă. Da. Valori mai mari, ce văzut acolo. Este 50 de ani. Da. Deci asta așa. Da. Deci cine este pentru acest proiect? Abțineri, întotdeauna? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență, precum și încadrarea nominală a serviciului voluntar pentru situații de urgență. Sunt discuții. Da. În urma controlului efectuat în luna iunie, inspectorii de la Inspectoratul de Situație de Urgență au recomandat reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și încadrarea nominală pentru personalul care face parte voluntar din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență. Cine a verificat dacă cei care sunt trecuți în avion corespund condițiilor? Tot pus în proiect. Cine a făcut lucrul ăsta? Doar atâta, ce se întrebă? Cine i-a propus? Deci corespund, da? Da. Pe. Undeva acolo spune să nu am depășească vârsta de 50 de ani și dacă căutăm cei din tabel, cred că au și 65. Azi, ce vreți să faci ceva? Nu, de la Drăgădești cu țene. Păi dacă ăsta-i criteriu... Nu-i dai. Mai contează că are 18 sau are 60. E voluntar, nu-i plătit, n-are avantaje. Domnul Miciu, o secundă. Deci, conform regulamentului. A. Și regulamentul tot cine a inițiat proiectul? Nu, nu. E acolo, e trecut în proiect. Cine a inițiat proiectul? A făcut regulamentul. Și a zis, domnule, să nu depășească vârsta de 50 de ani. Și după aia, când s-a trecut la tabel, s-a uitat. S-au preluat tabelele. Nu, nu, s-au modificat din ele. Aveam ca cei care îi aveau de cășeva anumită vârstă, au fost scoși, care erau de 70 ceva de ani. Adică, până la urmă, tot pe cei cu care au răspuns diverselor intervenții, știi? Da. Să treci pe cineva și care niciodată nu răspunde. Deci, când e foc, nu prea. Am mai avut atât discuții de genul. Da, da. Sunt nicio formă, nu ne opunem faptului ca cineva să fie voluntar, Doamne, trebuie ceva din cuvânt. N-au niciun fel de facilitate. Dar știți că li s-au... Condițiile sunt clare. Adică ar trebui să fie, pe exemplu, în comunitate și clar, să aibă și un status și o statură optică de deplasat. Pe lângă tabelul ăsta putem să mai punem încă două pagini. Da. Dar dacă nu sunt voluntari, a sărit așa în ochi că domnul să nu depășească vârsta de 50 de ani și s-o groază de pensionari. Da, era, dau bine în poză, spun colegii, dacă dau bine așa, ne mergem înainte. Mai sunt discuții pe baza acestui proiect? Nu. Cine este pentru? Sunt de atare din trebuie. Împotrivă, abține. Proiectul numărul 5. Nu e proiect, este o informare. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Legiu, adoptate în perioada 36-2016-31-2016. Poți le dau citire sau le-aș citi pe... Le dau citire? Da? Da, sigur, nu am primit mail-ul așa. A. Legea administrației publice locale stabilește cadrul legal de adoptare a actelor administrative ale Consiliului Local, dreptul și capacitatea acestuia de a soluționa și de a gestiona în numele și interesul colectivității locale pe care o reprezintă treburile publice. Respectând principiul autonomiei locale, autoritatea deliberativă gestionează resursele ce aparțin comunei și are inițiative în toate domeniile de interes local. Prin actele adoptate, autoritățile locale gestionează și resursele financiare proprii pe care le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor care le revin în condițiile legii. Comuna Heregiu, pe care o reprezintă Consiliul Local, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică de plină și cu patrimoniu propriu, este titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele încheiate și este parte în raporturile persoanei fizice și juridice. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște toate problemele de interes local, acestea
regăsindu-se și în atribuțiile sale și în exercitarea cărora adoptă hotărâri. Odată adoptate, hotărârile devin obligatorii și executive și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștința publică sau de la comunicare, dacă privesc situații particulare. Executarea hotărârilor revine structurilor funcționale și aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Helegiu, care exercită și controlul de drept asupra îndeplinirea acestora. Analizând problematica supusă în discuția Consiliului Local în perioada 30 iunie-31 decembrie 2016, constatăm că această autoritate a exercitat următoarele categorii de atribuții legale. Atribuții privind organizarea și funcționarea Consiliului Local, atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a serviciilor publice de interes local și societăților comerciale din subordinea sa, atribuții privind dezvoltarea economică și de mediu a comunei, atribuții privind administrarea domeniului public-privat, cumpărarea, vânzarea unor bunuri din proprietatea publică, atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățenii comunei, atribuții privind cooperarea cu alte instituții sau autorități interne și externe, atribuții legate de rezolvarea problemelor cu caracter social. De la data constituirii noului Consiliu și până în decembrie 2016, au fost adoptate un număr de 46 de hotărâri, care după adoptarea au fost comunicate prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, au fost trimise celor desemnați să le aplice și au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției sau pe pagina de internet www.helegiu.ro. Acestea au fost puse în aplicare imediat sau în termenele stabilite în conținutul lor. Au fost adoptate astfel un număr de 11 hotărâri care țin de organizarea și funcționarea Consiliului Local, care au fost îndeplinite. În atenția autorității executive au fost în permanență acele hotărâri cu caracter economico-financiar prin care s-a adoptat bugetul local, s-au efectuat rectificările bugetare, completare planuri de investiții, suplimentare cotă de motorină la autoturismele instituției, adoptându-se în acest fel 6 hotărâri care au fost îndeplinite. Prin alte 2 hotărâri s-au aprobat taxele și impozitele locale puse în aplicare în anul 2016 și în anul 2017. Consiliul Local a fost preocupat în permanență de crearea cadrului legal necesar rezolvării probleme cu caracter social, în acest sens fiind adoptată o hotărâre care a fost îndeplinită. Administrarea domeniului public și privat și prelungirea publicului a fost o preocupare curentă a executivului, care a propus și a adoptat 4 hotărâri, astfel fiind puse în aplicare. Printr-un număr de 3 hotărâri s-a actualizat domeniul public al Comunei Helegiu, atribuiri, închirieri și concesionări. Hotărârile prin care s-au aprobat acte adiționale parteneriale, reprezentanți UATE în Consiliile de Administrație ale diverselor asociații de dezvoltare intercomunitară, la care suntem asociați, asocieri egal, au fost 8, toate fiind duse la îndeplinire. Hotărârile prin care s-au aprobat acte adiționale, parteneriate, proceduri de licitație, desemnare, reprezentanți UAT în Consiliile de Administrare... Printr-un alt număr de hotărâri au fost aprobate organigrama și statul de funcție ale aparatului de specialitate a primarului Comunei Helegiu, planul de ocupare al funcțiilor publice, organizarea poliției locale. În domeniul învățământului s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Coordonatoare și s-a adoptat o hotărâre în acest sens care a fost îndeplinită. Din enumerarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local se poate aprecia că din activitatea aceasta a fost vastă și cuprinzătoare. Hotărârile adoptate au fost duse la îndeplinire, iar cele a căror este în etape succesive vor fi urmărite și realizate în totalitate. În speță taxele și impozitele care se încasează, se aprobă de pe un an pe celălalt, nefiind încheiat anul 2017. Anul 2016 fiind an electoral, activitatea Consiliului Local a fost una efervescentă pentru crearea cadrului legal de organizare și funcționare, iar în acest scop au fost adoptate 6 hotărâri din care consider îndeplinite în momentul adoptării. Cele de constituire a Consiliului, a alegerea viceprimarului, a comisiilor de validare, au fost adoptate un număr de 9 hotărâri privind desemnarea în diverse forme asociative. Informăm Consiliul Local că în anul 2016, în cadrul procesului de control al actelor administrative efectuate în instituția prefectului, nu s-au constatat nereguli sau hotărâri nelegale.
din dorința de prezentare cât mai elocventă privind studiul statistic al îndeplinirii, modului de aducere la îndeplinire a hotărârii consiliului pe activități, după cum urmează: constituire și funcționare 11, hotărâri, aprobarea bugetului 6, investiții 2, aprobarea impozitelor 2, administrarea domeniului public PUC 5, decon navet cadre didactice 5 hotărâri, aprobarea organigramei plan de ocupare 3 hotărâri, serviciu voluntar 1, probleme cu caracter social 1, desemnare în forme asociative 8, funcționare politică, poliție locală 2. Am să vă enumăr și hotărârile care au fost. Hotărârea 29, alegerea comisiei de validare, 30, validarea mandatelor consilierilor aleși, 31, declarare legal consiliului local, 32, alegerea președintelui de ședință, 33, alegere viceprimar, 34, alegerea comisiilor de specialitate, 35, aprobarea regulamentelor de funcționare a consiliului local, 36, contravaloare, transport rapid, 37, criteriile pe baza cărora vor beneficia ajutoarele de POAD, validarea mandatului domnului Pârjol Nicușor, includerea în domeniul public a comunei Heligiu a zonei de protecție aferente de N11, stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Heligiului, rectificare buget, anulare taxe pentru eliberarea certificatelor, modificarea articolului 2 din HCL 17, bănuiesc că e ceva cu ADIS, modificare și completare statut ADIP, modificare și completare statut ADIS, aprobare tarif, activitate de depozitare celulă 2, stabilire cu caracter temporar modalități gestiune pentru administrarea celulei 2, caiet de sarcini pentru administrarea celulei 2, administrare contravaloare transport, alegerea președintelui de ședință, regulament de organizare și funcționare aparat de specialitate comună a Heligiu, plan de ocupate funcții publice, includerea în domeniul public a zonei de protecție aferente DC-159, rectificare buget, desemnare prezentat CL în Consiliul de Administrare a Școlii, implementare proiect modernizare drumuri de interes local comună a Heligiu, aprobare indicatorului tehnico-economici modernizare drumuri de interes local, plan analize și acoperirea riscurilor, buget de venituri, protocol cu postul de poliție Heligiu și așa. Transmitere către Ion distribuție Târgu Mureș a unei suprafețe de 40 de metri pătrați cu drept de uz și servitute, rectificare buget, contravaloare transfer, alegere președinte ședință, rectificare buget, contravaloare transport, aprobare taxe, aprobare organigramă, prelungire PUC, includerea în domeniul public a terenului aferent primăriei comune Heligiu, mandatare reprezentant Consiliul Local în AGA să voteze comisia de licitații, aprobare normă internă birou, normă de hrană poliție locală, aprobare act adițional la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management deșeuri solide în județul Bacău. Cam astea sunt proiectele de hotărâre. Cred că am fost destul de rapid. Sunt discuții? Se spune la bună? Nu, este informal. Problemele corecte care se spun dezbate în Consiliu. Ce legătură cu apa de la Deleniu? Apa de la e o problemă destul de spinoasă, pentru că acolo există o pompă care pompează de la Drăgugești către Deleni, o pompă mărișoară, pe care n-am găsit-o în țară. Am găsit-o firma care ne-o aduce din Italia. Italia n-au lucrat luna august deloc morți, adică de la început mi s-a spus. Am mai încercat cu o altă pompă mai mică pe care ne-a adus-o o firmă care mai fac lucrări de instalații și au luat o pompă de la Bucium, dacă mă înșel, dar fiind de dimensiuni mai mici, nu reușește să pompeze, să ducă apa, să o ridice la deal. Și atunci suntem legați de mâini și picioare, întrucât, după cum am zis, nu găsim deloc, n-am găsit nicăieri în țară. Și trebuie să mai stăm, eu știu, o săptămână până își ia oia lucrurile la din septembrie, ca să ne-o trimită și ca aia ți-o trimite, ai montat-o și nu mai e problemă. Da. Să beți apă fiecare zi. Bă, cum știți, nu o să aibă, nu o să aibă în fiecare zi, că nu o să mergem iar la programul cum era. Și vă dați seama când o să bage prima dată aia de la Vale, umple iar cuburile și udăvie, să facă pământ și... Până după neamă o să face struguri. Da. Mai am și o întrebare.
După cum știți, în din toamna trecută până în mai nu au fost probleme deloc. A fost, apa, a fost. Da. Acum, domnule, pe ulița Aldă, când mi-a recostat, sunt niște bărți mese. Dacă plouă, nu se mai poate trece, nu se poate face nimic? Da, da, se poate pune și balatul, mai mult de atât. Și cine trebuie să pună dânsa? Ulița Lătrimioare e acolo, e ulița aceea. Nu, se poate face o cerere și... Deci poate... trebuie făcută cerere din dumneavoastră. Absolut, da. Am înțeles. Da, se poate sesizată și... Luăm în considerare și ce a spus dumneavoastră acum. Și atunci știm când... E vorba de o mașină de balat în care se pună la cer, cum s-a mai pus. Deci, practic, nu se poate trece de acea ulița dacă plouă. Da, nu s-a știut despre ea și nu... Okay. Probabil că am trecut doar în perioada când era muscat. Alte discuții mai sunt? Spuneți, domnul Oprea. S-au pus lucrurile astea tristic. Dacă nu se ia gunoiul, degeaba pus. Băieții, pentru ori le dăm jos, ori ar trebui luat gunoiul. Eu cred că nici nu se pot rabata cumva coșurile alea. Adică ar trebui luat cu mâna gunoiul. Și... lua de cât să le ia cu mâna, mai grav le-l om. Oricum, nu. Îți plimbi, plimbi. Și mereu îi numai hârtirii de drum. Da. Deci ar trebui să-l ia cu noi, din ele. Dar nu știu, ori ăștia de ajutor social să vină cu mănuși, cu sace, ceva. Ori luați coșul. Dar plătit la noi ajutor social de cât de... Păi bine, dar nu sunt om. Nu sunt din nimic. Doar pentru mizeri. Sigurii care pot să iați, băi, să se duc și iau cu noi. Da, eu poate ei n-au timp, știi că... trebuie să oprească din stâmpă să facă cât îmi spun și coșurile astea. Da. Dar, oricum, nu s-o luat niciodată gunoiile. De când îmi spus? Găsim o soluție. Atunci este ordinea. Să le pune rapidele jos. Să le pune rapidele jos. Să le pune rapidele jos. Și n-ai luat nici cutii. Da, bănuiesc că dacă nu se ia, să umpli la urmă, dar și dă pe afară. Clar. Apropo de gunoi. Da. Eu am o propunere. Să prima dată să fac un proiect pilot. Așa, să facem o selecție a gunoiilor. În sensul, da, adică de la direct de la familie, de acasă. Da, de la familie de acasă. Adică să facem un proiect pilot, adică îți duce la 50 de oameni prima dată. Așa și vezi, să vezi dacă merge sau nu merge. Dar cu nominalizare garantat se întâmplă așa. Da. Deci dai containerul cu nominalizare. Familia Mandarina, familia Comunistă. Da? Și în sensul ăsta... Și ne-ai spus că nu e lui dacă nu este selectat și stă cu el acolo. Dar eu am întrebat, stic, nu am întrebat. Dar fără un început nu se poate face nimic. În sensul că... Trebuie să mai mult ceva la societate. Da, se poate. Dar se poate, dar nu încercăm. Dacă nu încercăm, în sensul că odată s-a avut mai puțin cu noi care trebuie să meargă la mafă, adică o să scadă din cheful ei. Și în al doilea rând, din la 1 iunie 2016, acum, fiecare producător trebuie să-și recupereze 55% din ceea ce pune pe piață, din ambalaj. Dar e, nu neapărat ceea ce pune el. Poate să cumpere și din altă parte. Adică s-ar putea valorifica chestia asta. E un sensul ăsta mare. Păi... A, adică cum e sticla plasticul? Cum e sticla plasticul? Adică... Intri pe ea. Cine are nevoie, vine și cumpără la tine la tine. Înțelegi? Da, prima dată eu asta am zis că s-ar putea face selectiv. Păi s-ar putea face selectiv, dar în cazul de față, cum spui tu, ar trebui să fie firme specializate cu contracte care vine să ridice deșeurile respective. Păi de ce trebuie deșeul să vină? Pentru care ai dus la Bacău, deșeul de sticlă, deșeul de plastic. Păi da, adică dacă vine acum, zic, gunoiul ridică primăria, pentru cine mai trebuie la de firme? Nu, noi am putea să valorifică. Păi, nu, și ăla e interesat să vină să iei, dacă lui trebuie sticlul. Dar trebuie un centru de colectare pentru... Păi da, există în România... Nu trebuie un centru de colectare, dar chestia e, pe urmă, chestia de organizare, știi? Dom'le, dacă... Dar caută sticle. La două săptămâni sau la trei săptămâni se ia sticla, tot nu o să ia sticla fiecare săptămâni. Înțelegi? Eu nu propun, dar... Mă îndoiesc să... Păi, nu știu, eu am dat o idee. Se poate pune cu drag, la două săptămâni, la două săptămâni, dar le pun tot acolo, la noi. La acolo nu...
Eu am încercat să separ, dar se pare atât de gunoi. Dacă faci niște platforme de gunoi betonate mari și atunci să pui containerele astea, cubelele astea mari, știi? Galbeni, verzi, albastre, pentru că altfel nu știu cum mai să procedezi trimițând mașina astăzi să adune plasticul, mâine să adune... Nu știu colectarea să fie selectivă. Păi... Mercurea cu stică... Nu știu... S-a adunat de timp, la urmă, la urmă, la urmă, dacă s-a adun mai puțin asta, să asta se vede în timp, știi? Dacă faci și colectare selectivă, atunci poate fi... Poate fi început. Numai că va fi o problemă și cu serviciul de salubritate, știți? Că acolo avem o singură mai... Asta e problema de organizare. După, exact, după da. Asta. Adică se poate pune în aplicare? Se poate, fără doar și poate. Se poate implementa, dar trebuie intervenit și la în echipă. Undeva trebuie să intervenim. Noi acum nu putem să adunăm cu noi, vedeți, ajunge doar o singură dată pe săptămână. Atunci, clar că o să urmezi un, nu știu, un alt program. Iar un om, doi angajați. Da, dar gândiți-vă, adică trebuie luată, trebuie avut în vedere și normele dinainte care sunt pe viitor. Adică, da, poate bani asta în viață, dar fiind acolo, poate să-mi spună, poate în 2008, bani în 2008, nu 2018, adică e prea aproape, 2020, 2025, sunt niște norme dinainte și cred că nu cred că, adică, cred că chestia asta o să se... Cu siguranță, acolo le vom îndrepta. Da. Proiectele la nivel înalt sunt aplicate. Trebuie gândit un pic, cum bănuiesc că s-ar putea obține niște bani de la Ministerul Mediului sau... Bine, dar trebuie studiat problema, știi? Exact, dar nu, să vedem ce bani putem obține de acolo pentru a putea să implementez programul ăsta. Că acum vedeți una sunt la bănuți ăștia care sunt la primării, cam... Închide-o, Daniel. Problema mea, eu cred, problema, zic eu, care ar fi de organizare și de oameni care mai fi să mai stângă urmă. Eu cred că atât ar fi părerea mea, acum, mai mult de față. Așa că stai și studiezi și mai schimbăm și mentalitatea la un moment dat. Nu putem să stăm așa, știi cum? Implementarea se poate face tot dreptate. La stradă, unde... cât de rușine, cât de nu știu, cât de față de vecin, el îl face mai selectiv. Și de altfel, volumul ăla de gunoi, dacă el s-ar face selectiv, s-ar regăsi în același volum care astăzi este mic. Astăzi e mic, da? Astăzi, când colectați 3 mașini, o să fie numai o mașină din menaj și restul selectiv. Și atunci... Dar clar, e o chestie durată și la noi cum implementarea se face. Nu e imposibil să-l zic, se poate face, numai să face termen lung. Asta așa e. Asta e. Deci, no, da, ar putea porni, exact cum spune domnul Nelu, cu un proiect pilot. Băi, hai să facem pe LG-ul, că sunt la șosea și de, că la momentul da, cu n-am aruncat pe domnul, la acolo, n-am aruncat. Și dacă o să vadă că la LG-ul e frumos, o să vrea și la plătirea, o să accepte și la prelugere și... E clar că... Se poate face și problema asta în istorul. Băi, ce-ar vrea la fel. Acum 20 de ani nu se gândea cineva că o să vină mașina la poartă să te ia cu noi. Ei, cum să plângi? Da, da, da. Vreau că sunt și valorifică, la alte părți, au făcut din tot ceea ce au făcut compost și din compostul ăla așa face energie și își alimentează... Asta e aici, în Suedia, în România, dacă te duci la Baia Mare, chestia asta e făcut. Da, este. Sunt vreo câteva parte cu genul ăsta. Bine, dar asta e departe. Nu poți aplica pe... Dar e imposibil. Nu, da. S-ar putea încerca pe vale. Da, uite, spre lauda lor, cei de pe vale, în vara asta, au ieșit și au adunat cu noi cu saci, cu oarea, cu oarea. Să știți că... Ceea ce este de laudă este... De felicitat. Exact ce spuneam mai înainte, omul să schimbă la noi, să implementează, dar mai greu. Faptul că au ieșit foarte mulți afară de pe vale de acolo, așa în agricultură. Foarte mulți. Dar le-a schimbat mentalitatea. Sincer, da. Ei sunt mulți tineri, o văzut, dar de ce la noi nu se poate? De ce eu să stau cu nailonul în fața porții? De ce să... Adevărat, de ce eu să stau în real? Clar, adică nu poate azi de vale. El a umblat, a văzut, dar se poate și la noi. Hai să ieșim, că a pierdut fiecare câte o oră din timpul lui. Și ăsta se poate extinde.
proiectul. Da. Deci mai luat și ca un bătrân la așa. Păcat nu să știi fel pe acasă, ca să da, mai. Acum, uite. Declară să fie. O să ședința încheiată. Declară ședința încheiată. Mulțumim.